Trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cam cât plătiți pentru strategia pe care ați făcut-o? Da. Cine? Cam câți bani dați la concurenți? Cine? Voi? Nu! Nu noi! Cine nu se noi. Simte? Nu Bun. Noi! Cine se simte? Câți bani dați la concurenți? De curiozitate! Că veștile circulă, adică când nu vă faceți strategiile cum nu se simte nimeni? Asta faceți voi, Adelina. Nu mai cred că asta faceți voi. Nu, niciodată. Voi dar nu vorbeam de faceți tine. Voi. Iasmina, dar n-a zis niciodată de tine. De tine. Păi nu, dar era Mihai pe cadru. La cine păi se da, simte? Păi da, dar am care se simte, n-a zis Mihai. Am apărut pe cadru și am zis care se simte din toată casa. Nu-i până mea că am apărut pe cadru. Mă refer, nu, Adelina, nu. Mă refer la Mihai și Ana. Stai și mă, cu ce contează al tău? Ce contează? Mă refer la Mihai și Ana. Uite, spre exemplu, eu mă refeream la Beatrice, care vrea să fie votată de concurenți. Exact. Beatrice vorbește despre cu totul altceva. Vă minte toată lumea care v-a promis bani, nu știu cine, cine ai aflat, tu poți să spui, dar nu o să primiți niciun ban. E mai nasol că voi o să dați voturile după rugăminți și voi nu vă alegeți cu nimic. Te-au crezut toate și acum uită-te cum și prietena ta, Beatrice, e împotriva ta pentru că ai mințit-o și pe ea în față. Bravo! Antonia e martor, ai mințit-o și pe Antonia în față și, tu ai și foarte martora, bine. Și păi cine te mai crede acum pe tine? Faci strategii? Da. Beatrice, știi care e problema? Mie mi se pare că Gelu are ceva de ascuns. Cât vrei pe votul tău, Radu, zi? Cum? Cât vrei pe votul tău? Îți dau 2 lei și 6 concurenți, stai cu minte! Dacă vrei să îți amintești de clipele acelea, poți să vii cu Codruț, da? Să luați haine de la mine de la apartament, să le duceți la Galați, la voi. Ești egal cu zero în fața mea și nu ești tu în drepturi? Nu ești tu în drepturi să-mi spui mie de cine și cum să mă... Du-te, du-te afară, du-te, da. Așa, mă de Radu. Este superioară Mariei? Nu, domnișoara Cristina, clar. Nu, eu sunt superioară la amândoi. Domnișoara Cristina, asta prea mă enervează. Adică, bă, tu te dai mare cu fetele cu care a stat eu pat. Săturat de subiectul ăsta, e jalnic, e prea jenant. Bucură-te, mă, ia, ți-ai trimis eu o vedere dacă. Nu-i de ajuns că l-ai fraierit pe prietenul tău de 7 ani de zile? Fraierești și lumea de acasă? Da, uite, eu am auzit un zvon, cum că vreți toți să o votați pe Beatrice, că s-a vorbit prin spate pe unde veniți voi când se termină emisiunea, să o păi votați pe Beatrice, că aveți voi siguranța că intră Ana la vot, că intră Adriana la votul publicului, dar voi nici nu știți clasamentul, nu lucrați în stat, nu știți cum votează oamenii, n-aveți nicio garanție și mie nu-mi convin strategiile astea pe la spate. Nici zice, mie nu-mi convin alte strategii în această casă, în primul rând. Strategia nu este aceasta să mă voteze ei pe mine, strategia a fost și este făcută de Mihai și Ana să o voteze pe Adriana ca să intre ea în finală. Relație și tu, 2 luni. Taci! Eu zic să vă abțineți, mai bine să nu vorbim. Nu, eu m-am apărut pe cadru și am spus Ana, că eu nu mă abțin, eu nu vorbesc despre tine. Eu m-am referit la faptul că știu foarte eu clar nu că concurenții vor să le ieși pe Atis. Prost, că bine. Nu e cazul. Nu, nu eu i-am rugat afară pe toți. Te voteze pe tine pentru că e normal, îți meriți locul până la urmă, atunci ai tras foarte multe. Păi dar stai puțin, dacă merge să rugăm oamenii să voteze doar că își merită locul, păi de la ce să mai zic, n-am venit la nimeni niciodată. Dar n-am zis că nu votați în vorba, n-am zis că nu merită, nu e vorba de asta. E vorba că se fac strategii pe bani aici. Da, dar nu veniți să vorbiți voi că e strategii pe bani.
bani, se jură. Care e problema, care mă deranjează pe mine? Ok, nu mă interesează ce ai aflat tu, ok, poți să spui după aia. Pe mine ce mă deranjează este faptul că vrea lumea să voteze pe prietenii Beatriz. Nu, nu am nicio problemă. Ascultă-mă. Nu am nicio problemă că votează lumea Beatriz, dar voi ați mers cu premisa că sigur intră Adrina. Voi n-aveți de unde să știți că intră Adrina la votul publicului, înțelegi? Eu nu sunt de acord să merg pe vrăjeala asta de 2 lei doar pe prietenii, că eu nu știu sigur dacă intră. Hai să spun o chestie, Radu. În primul rând, strategiile au fost făcute prima. Iubita, nu e vorba de strategia asta, pentru că eu nu știam că a spus că Gelu s-a dus și v-a spus voi, băieți, să mă voteze pe mine. Eu știam că vrea să fie votată de concurenți și Beatriz vorbește cu totul altceva, despre o altă strategie care ok, eu vreau prima să lămuresc strategia asta cu tine, nu mă interesează ok, mine, da, și, okay, și eu am fost rugată să votez Beatriz ca să iasă la votul asta spun, nu da. Mai faceți voi vrăjile astea și nu mai ascultați voi de alții, în primul rând cei care votează, ca să știți de la lume, că am auzit acum bine, ceva de bani. Nu o să aveți niciun beneficiu, ascultă-mă, cei care votează, nu o să aveți niciun beneficiu vreodată în viață, nu o să vină nimeni să vă dea bani în mână, ascultați-mă pe mine, că sunt din sezonul 3. Vă minte toată lumea care v-a promis bani, nu știu cine a aflat, tu poți să spui, dar nu o să primiți asta niciun bani. E mai nasol că voi o să dați voturile după rugăminți și voi nu vă alegeți cu nimic. Și nu mă refer la tine, Beatriz, mă refer Radu, la tine. Radu, eu spuneam o chestie. Nu știam că Gelu a vorbit cu băieții să mă voteze pe mine. Nu era vorba de această strategie, da? Care zici tu că e strategie, dar nu e strategie aceasta. Strategia este o strategie. Dacă rogi concurenții să-ți voteze iubita ca să intre altcineva după la voturile publică, este o strategie. Da. Eu oricum votez Adelina. Da. Fiecare votează cum vrea. Pentru final. Pentru că, adică, asta și-a vândut și sufletul. Nu mai fi rea, te rog. Eu ți-am zis părerea mea despre ea. Tu ai părerea ta, Ana. Corect. Și-a vândut și sufletul pentru emisiunea asta. Niciodată nu o să votez eu, Bea, să intrăm vreo finală. Beatriz, eu nu despre finală vreau să vorbesc. Eu nu vreau... Despre ce vrei să vorbesc? Despre orice altceva, dar deja... Dar de ce te-ai agit să vorbesc ei de finală? Păi că l-au acuzat Beatriz pe Mihai. Când vreodată l-ar da vreun bani? N-ar da, Mihai n-ar da niciun bani niciodată. Dar să-și ia el apărarea. Ia, Asmi. Strategia a început de la cuplu. Ok, adică. Ascult. Bun. Adică, Ana a votat strategic, Ana a spus că m-a votat pe mine și s-a jurat cum poți să fii, Ana, cum poți să fii așa, să te jur pe maică ta să o vezi mie în față. Asta s-a jurat, pe bune. Cum poți să zici așa ceva că m-ai votat pe mine? Pentru ce? Pentru o competiție? Ana, asta își vinde și sufletul, înțelegi? Pentru că Ana, mi-a spus în fața mea, auzit pe afară că faci iubire, tot felul stai un pic, de lasă să termine gazdică ta. Iubire, stai un pic. Deci ea s-a jurat și a fost foarte urât din partea ei să se jure pe, nu mai zic, că m-a votat, că ne-a votat pe noi la cuplu și am avut doar un vot. Deci ne-a luat de, m-a luat de proastă, s-a jurat în fața mea. Zi, Ana, nu zici nimic? Mi se pare șocant ce faceți voi aici. Mi se pare șocant, Ana? Mi se pare șocant ceea ce faci tu, pentru că eu nu eram singură când ai vorbit. Antonia poate să confirme. Cum poți să te juri? Antonia poate să confirme că s-a jurat. Lasă-le. Nu, pe stai un pic. Cum poți să te juri pe maică ta, care ar trebui să fie icoana ta, să te juri pentru o competiție? Dar nu s-a jurat pur și simplu pe maică ta. Pe maică ta, să o împăturești și să o arunci la gunoi pentru un singur vot, cum ai putea? De asta spun că strategiile au început prima. Adică voi faceți strategia acasă, la hotel, și veniți aici și aruncați totul pe mine. Îmi pare rău de oamenii. Nu facem strategia acasă la hotel. Că ai promis ceva, fete, ai zis că da, să votăm, suntem prieteni. Iubire, ascultă un pic. Strategiile au început prima, asta vreau să zic. Nu e strategia ceea ce ai făcut. Pentru că era normal să zici că să mă voteze pe mine, pentru că sunt iubita ta. Bun. Ok? Bun. Strategia a început de la cuplu luni, cuplu sezonului cu Ana. Ca să nu voteze voi, Adelina și Radu, ca să nu ieșiți la egalitate, sau să voteze noi, Gelu și Beatriz, ca să nu ieșiți din nou la egalitate, a preferat să, să voteze Iasmina și Mihai. Ok, te se știa câte voturi și avea cum să iasă egalitate, pentru că au fost la voturi 8, 5, cineva a votat strategic. 7, 6, 1. Mihai,
cineva a votat strategic și se vede. Mihai, cineva a votat strategic și se vede. Am calculat acasă și sunt 8-5-1. 7, 6, 1, 5, 7, 1 și 6. Mihai, cineva a votat, cineva, nu contează. Din păcate, nu contează, cineva a votat strategic și vreau să zic că e foarte urât să te juri în fața mea ca om. Da, da. Și în fața Antoniei. Să te juri ca om, ca persoană, nu știu ce fel de persoană poți să fii, să faci aceste lucruri pentru o competiție, sincer. În care n-ai niciun beneficiu. Mi se pare ireal. Și n-o să ai niciodată nu ți se pare ireal, că nu mai ai replică, nu ți se pare ireal. Antonia, lasă-mi știi ceva ce acum, dar ce aruncă ei în mine e penibil. Era și Antonia, era și Antonia când te-ai jurat, Ana, și... Uite că minte în continuare, în fața noastră, mi-a de proaste. Cu ce a mintit? Bă, da, voi credeți că cineva... Vezi că e încolțit, acum nu mai scoate un voi credeți că cineva nu sunt o să voteze vreodată în finală, Ana? Păi de asta, Ana, să nu vorbește! Nu o să spun nimic, vreau să spun asta, dar că Ana nu o să ajungă niciodată la voturile concurenților și de asta... S-a zis să votăm Adelina la voturile concurenților pentru că au făcut strategie și s-a vorbit aseară de această chestie în casa băieților. Ana, dacă v-a promis două bani din finala aia, nu vă dă nimic. Și Ana, să se jure pe măsa, și Ana m-a întrebat câți bani vrea Gelu ca să o voteze în finală. Beatrice, și cu toți concurenții, aia dacă a putut să ambic Gelule. Aia dacă a putut să se jure pentru un singur vot, dacă v-a promis bani pentru finală, că vă dă din finală, clar nu o să vedeți nimic. Pentru copii. Votați cum vreți voi, nu mai votați pe promisiuni și pe jurăminte. Și asta vreau să le spun și băieților care au făcut strategie sau consideră că Ana merită să intre în finală, ok, dacă ei consideră să intre în finală, să voteze Ana, ok? Dar să nu facă strategie, să nu facă strategie. N-are ce să caute în finală, nu o să câștige finala și vă garantez eu că nu o să aibă voturi. Dar nu mă interesează, dar nu ești, trebuie să fii om, trebuie să fii om. Finătorii, tu decizi. Nu mă interesează cine intră în finală, trebuie să fii om. Dacă ea a ajuns să roage oamenii cu bani să fie votată, exact, să ești cu mai înainte. Deci, dacă ea, Dumnezeu e sus, încă nu-i momentul. Și are grijă de voi și uite cum ies toate în față. Ana, mi-ai spus mie cât vrea Gelu ca să-l voteze, ca să te voteze pe tine în finală. Mi-ai spus sau nu? Așa. Mi-ai spus sau nu? Mi-ai spus să luați în mine cât vreți. Nici nu mă înțelegi. Eu am motivele mele de ce am făcut chestiile astea. Ok, ne spui și noi motivele tale. Nu deci, pot să așa spun. E. Ana, ce faceți voi? Bă. Ce faceți voi e foarte urât. Ce faceți voi contra mea e groaznic. Și nu puteți să-mi ziceți mie doar pentru că eu am votat altceva la cuplu. Nu puteți să-mi ziceți mie că... Okay, tu ai votat Iasmina și Mihai. Băgați pe Adelina și Beatrice în finală, deci mie nu-mi vine mai... Dar ești foarte frustrată pe chestia. Mai așa, să frustrată. Și se pare că fac ceva? Auzi, se pare că am vorbit cu cineva? Mi se pare, mi se pare că mi-i... Vezi că multe, auzi, vezi că multe din strategiile astea pe care le vorbești tu sunt deja pe net puse. Ca să știi cum stai. Ca să știi cum stai. Și toată casa știe, nu numai eu. Dar păi ce vă faceți așa grijă? Eu nu înțeleg, sunt atât de amenințare. Nu ne facem grijă, să arătăm la lumea adevărata ta față. Dar demonstrați! În momentul în care eu le-am spus fetelor e cuvântul vostru contra cuvântul meu, demonstrați! În momentul în care demonstrați! Nu am ce să discut, demonstrați! Se aude pe ecran. Omule, în momentul în care eu le-am spus fetelor că te-ai jurat strâmb în fața mea de două ori, cu două chestii diferite, ți-au luat apărarea și au zis nu, că Ana-i fată bună, că ne pare rău de ea, cer și ai milă, te-au crezut toate și acum uită-te cum și prietena ta, Beatrice, e împotriva ta pentru că ai mințit-o și pe ea în față. Antonia e martor, ai mințit-o și pe Antonia în față, știi foarte bine. Păi cine te mai crede acum pe tine? Faci strategii? Da. O întreb? Ana, mint ăștia cu ceva? Lasă-mă. Să te las? Și tu ce ai de câștigat acum dacă faci nu, chestia e numai de comportament, bă, n-ai cum să ai. Dar nu-i prietena ta să ai pretenții de la ea. Dar nu-i chestia... Tu ai pretenții de la mine. Nu e chestia de pretenții. Tu nu vezi că ea de... Toți ea e... Ca să ne înțelegem. Deci toți ea face strategii. Ea își bate joc de toți. Ea... De fapt, nu ești capabilă, nu ești capabilă. Nu ești. Bă, de, era Daniela. Înțelegeam, frate, că e competițional, o duce cap, e strategică. Dar tu? Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.